milă cuvioși de Dumnezeu, purtătorii părinți ai noștri, Grigorie de Capolitule, Nicodim, cere Sfinții Dimitrie cel nou, Daniel Sihastru, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț, și ale tuturor Sfinților cuvioși părinți, ale Sfintelor cuvioase maici, Parascheva de la Iași, ocrotitoarea Catedralei Arhiepiscopale și a întregii eparhia, cărei pomenirea să vârșim, Teodora de la Sihla și ale tuturor Sfintelor cuvioase maici, ale Sfinților și drepților dumnezeiești, părinții Achim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii care ne rugăm ție și ne miluiește pe noi. Încă ne rugăm pentru noi, preasfințitul părintele nostru Ioachim, arhiepiscop al Armanului și Băgăului, pentru sănătatea și mântuirea sa. Credinciosul popor mândre pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și iubitoare de Hristos armată pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Sufletul creștinesc și necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu pentru apărarea țării acestea și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezare a întregilor, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o sârnie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinți și frați ai noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurare, iertare păcatelor și fericită pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o deaptă credință, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în Sfântă Catedrală aceasta, să zicem. De năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne neiertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă, care este asupra noastră, și să ne miluiască pe noi.
Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeul puterilor pentru rugăciunile preacurate Maicii tale, de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstită și de viază Făcătoare Cruci, cu ocrotirile cinstitilor și cereșilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților și slăviților bunilor viitori mucenici, ale Sfintelor cuvioși și cuvioase de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, ale Sfintei cuvioase Maice noastră Parascheva, ocrotitoarea acestei Sfinte Catedrale și a Eparhiei noastre, cu rugăciunile Sfântului Binecredincios Voievod Ștefan cel Mare, al Moldovei și împreună cu toți Sfinții români, ale Sfinților Dumnezeieștilor Părinții Maximiană și ale tuturor Sfinților. Bine primită, fără rugăciunea noastră, dăruiește de iertare greșalelor noastre, acopere-ne cu acoperimântul aripilor tale, depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul, împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea ta, și mântuiește sufletele noastre ca un bun și iubitor de Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, să fie iată păcătrejele noastre, Sfinte, cercetează și vinde pregutințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel necurat. Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, care binecuvântat cele cinci pâine pustie și săturat pe ele 5.000 de bărbați, Iisus, Doamne, binecuvintează pâinile acestea, grâul, vinul și untul de lemn, pe care le înmulțește în orașul nostru, în Arhiepiscopia noastră, în țara noastră, în România și în toată lumea. Iar pe noi, credincioșii care gustăm din acestea, ne sfințește. Tu ești cel care binecuvântezi toate, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Parascheva, ocrotitoarea acestui sfânt lăcaș, a cărui pomenire o prăznuim,
cu oale sfinților și drepților dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana și cu oale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Dragioși părinți, preacucerici părinți protocop, preacucerici părinți consilieri, inspectori epatriali și protocopești, distinși membri ai corale, declinate spre frugase Parascheva, iubiți credincioși și credincioase, dragii mei romașcani, înainte de a procede la tradiționala procesiune în jurul catedralei, vreau doar acum să vă felicit pentru ocazia hramului eparhiei noastre, Sfânta Cuvioasă Maica noastră Parascheva, mult folositoare. Vă amintesc încă o dată că acest hram s-a tornicit aici, în Ținutul Romanului, de mai bine de 650 de ani, atunci când Roman voivod, având aici îngropată pe mama sa Anastasia, a dat un cuvânt în tot regatul său sau tot ținutul de sud a Moldovei, pe atunci numită Țara de Jos a Moldovei, să se cinstească cum se cuvine cuvioasa Maica noastră Parascheva, pe atunci era cunoscută îndeoste Sfânta Fine. Pentru faptul că Parascheva în limba greacă, știți cu toții, înseamnă Sfânta Fine. E bine, iată, de atunci, de viacul, s-au succedat creștini, voievozi, notari, țărani, din toate păturile sociale ale societăților care s-au etalat una peste alta de-a lungul veacurilor. Și, bineînțeles, locul acesta din Roman rămâne unul din cel mai misterios, cel mai tainic, cel mai pașnic loc, din câte avem noi, spunem, în Moldova sau în altă parte. Pentru că noi ne iubim țara, ne iubim pământul, ne iubim obiceiurile care împodobesc Sfânta noastră Ortodoxie. Și bineînțeles că atunci când intrăm într-o catedrală voievodară ca aceasta, e bine, atunci un simțământ lăuntric ne răscolește sufletul și inima și parcă primim o energie pozitivă, superioară a celei care o avem noi, și în virtutea acesteia ne ducem mai încrezător la corvezile noastre, la treburile noastre cotidiene. E bine, am văzut, în calitatea mea de ierarh al locului, am văzut multe lume care intră în incinta aceasta, se închină, uneori vine până în catedrală pentru a venera icoanele aici apuse, precum și moaștele unor sfinți, între ele și a cuvioasei Maicii noastre Parascheva, o bucățea de care vorbea atât de frumos mitropolitul de pioasă amintire și de cinstire pentru noi dosoftei, mitropolitul Moldovei, versuitorul salmilor. Și deci fiecare care intră în catedrala aceasta, în fața icoanelor și se închină, sau admiră această frumoasă artă iconografică cu care este împodobită catedrala noastră de veacul, e bine, simțim că cerul coboară la noi. Simțim că Îngerii lui Dumnezeu vin și ne anunță nouă, celor de pe pământ, că avem o cale să mergem, cea care ne indică ei către Împărăția lui Dumnezeu. Și parcă simțim vocile Îngerilor, cum laudă neîncetat prea Sfânta Trăime, Dumnezeul nostru, și cetele îngerești succed una după alta, fără cumva să fie acolo o ierarhie, decât doar lucrurile care sunt în preajma sau în iubirea lui Dumnezeu. Pentru faptul că acolo, în Împărăția lui Dumnezeu, dragii mei, nu este departe sau aproape, nu este nici în nord, nici în sud, dispar toate formele materiale de cu care măsurăm timpul, cu care măsurăm greutatea, cu care măsurăm lumina și așa mai departe. Deci acolo va fi o comuniune de plină. Și parcă atunci când Sfinții lui Dumnezeu coboară printre noi, e bine, atunci este o mare bucurie și dacă îți deschizi sufletul ca o floare, evident că ei nu vin fără un dar de la Dumnezeu, ci vin cu harul care Dumnezeu îl trimite prin ei, ca prin niște șipote, ca
că avem sufletele deschise și receptive la ceea ce se face în Biserica lui Hristos, ei bine, atunci aceste picături de har nu fac ceva în noi decât să rodească roadele Duhului Sfânt. Și roadele Duhului Sfânt nu sunt altceva decât faptele bune, virtuțile pe care Dumnezeu ne-a angajat în viața aceasta efemeră să le împlinim, pentru ca Hristos să se recunoască în noi și în faptele pe care le-am făcut într-o slavă la Sam. De altfel, în seara aceasta la litie, ați auzit cântându-se într-o tine, Maică, cu o sânge s-a mântuit cel după chip. Expresia aceasta liturgică sau imnologică este foarte interesantă. Într-o tine, Maică, cu o sânge s-a mântuit cel după chip. Altfel tradus, într-o tine, Maică, cu o sânge s-a recunoscut chipul lui Dumnezeu iubire, care este și în ființele noastre. Și aceea este părtecica sau Dumnezeu plenar și integral este în chipul nostru, atâta vreme cât și noi comunicăm cu chipul lui Dumnezeu, pe care nu-l vedem, dar simțim Duhul lui. Și acest Duh ne întărește în comuniune, în iubire, și Dumnezeu ne zidește, cum am spus, darurile sale cele bogate. Deci, iată-i, iubiți credincioși, rostul nostru de a veni în seara aceasta la privegherea cuvioasei Maicii noastre Parascheva nu este altul decât a intra în iubirea lui Dumnezeu, decât a vedea unde este în raport cu mantia iubirii lui Dumnezeu, care o întinde ca o coloată pentru a folosi un text mai vechi, o traducere mai veche a acoperământului Maicii Domnului și al Dumnezeu. Și atunci ne simțim în comuniune, simțim iubirea Lui, simțim pacea Lui, simțim acel har care ne aduce și ne energizează sau ne dă putere, ne dă acea energie necreată și stimulează energiile noastre sărăcăcioase și neputincioase, căci Dumnezeu pe cele cu lipse le împlinește, iar celor slabi le dă har. Așa că, dragii mei, înainte de a începe procesiunea, vă mulțumim că ați venit în seara aceasta de priveghere pentru a fi împreună, pentru a cinsti ca și înaintașii noștri pe Sfânta Curioasă Parascheva. E bine, iată, aici cultul ei s-a dezvoltat în Ținutul Roman, deși poate că rugăciunile acelor strămoși ai noștri de odinioară au fost ca Curioasa Maică Parascheva să ajungă mai târziu cu relicvele sale integrum și să fie așezate în Catedrala de la Iași. Și astăzi, sau săptămâna aceasta, au curs noroade și români din toate părțile lumii, aș putea spune, care am găsit români veniți din Japonia, special veniți ca să cinstească pe cuvioasă Parascheva de la Iași. Iată ce putere au Sfinții, căci Sfinții sunt prietenii și casnicii lui Dumnezeu. Și noi, dacă ne facem prietenii Sfinților, avem acei mijlocitori care duc rugăciunile noastre, cum spune la Apocalipsă, ca un fum de tămâie, și acela este bine plăcut lui Dumnezeu. De aceea, când noi gândim și dăm cu tămâie prin biserică sau în afară ei sau în casele noastre, e bine, aceea înseamnă că vin sufletele Sfinților care poartă rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu și El, cum am spus, se recunoaște în noi și în faptele noastre care le facem în numele Lui. Și atunci trăim aici pe pământ în Duhul lui Dumnezeu, iar dincolo intrăm în prezentul continuu al lui Dumnezeu. Dragii mei, după datorie, mergem afară și facem pe procesiunea așa cum va fi spusă de către Părintele Eclesiar sau cine a rânduit ca să așeze procesiunea noastră și bineînțeles că după aceea ne vom opri în fața icoanei care servește portalul de intrare în catedrală, pentru faptul că acolo a venit o icoană și s-a așezat cu o sârdia preoților din protocopiatul moinești, căruia îi mulțumim și în special Părintele Protocop, care a focalizat pe mulți dintre frățiile voastre care faceți parte din protocopiatul acela din Moinești, să se înfrumuseseze această catedrală cu icoana cuvioasei Maicii Parascheva. Deci vă veți duce la voi, Părintele Protocop, pentru faptul că protocopiatul Moinești, vă spun, are cele mai multe biserici închinate cuvioasei Maicii noastre Parascheva.
ceea ce însemnează că ei, mâineștenii, pomăneștenii, dărmăneștenii de acolo, nu au făcut altceva decât să își statornicească tradiția canonică. Și i-au știut din toate timpurile că cuvioasa Maica noastră Parascheva este ocrotitoare și ajutătoare în ceea ce ei doresc de la Bunul Dumnezeu. Să vă dea Dumnezeu sănătate cu prilejul ramului nostru, să vă dea Dumnezeu putere, Sfânta cuvioasă Parascheva să vă ocrotească pe fiecare, cu iubirea sa milostivă să vă răspundă la toate necazurile care le aveți și să le vise ușureze ca voi și voi să slăviți pe Tatăl, pe Fiul, pe Sfântul Duh, treimea cea de ființă și nedespărțită. Amin. N-am prea Sfinția voastră, prea cuvioși și prea puternici părinți, părinți protopop, părinți consilieri, drept măritori creștini și preună rugători. Cuvintele sunt atât de prisos în faptul că am ascultat cuvântarea la prea Sfinților nostru, mulțumim lui Dumnezeu faptul că ne-am adunat și mulțimea de preoți și credincioși este o expresie a dragostei și în același timp aș putea să spun că este o prelungire a sărbătorii cuvioasei Parascheva tuturor pelerinilor care merg spre Iași, iată, au ales și acest loc minunat, Ușatin, Petru Rareș, când a făcut această catedrală în secolul al XVI-lea, a rânduit să fie tot cuvioasa cuvioasă Parascheva. Momentul duhovnicesc și vă mulțumim pe faptul că ați participat împreună cu părinții la această frumoasă priveghere de seară și prilejul acestei sărbători anul acesta. Particularitatea sărbătorii este că părinții au vrut să vă facă o bucurie prin acest mozaic, pictură a icoanei cuvioasei Parascheva la portalul de intrare în catedrala noastră, moment care vă invităm atât prin procesiunea tradițională pe care o avem în fiecare an, cât și sfințirea acestei icoane să rămână pentru posteritate și mi-aș permite ca, cred că, o sinteză istorică care a făcut-o printr-o Hristos cu care v-a fi dat citire acum, în acest moment, marcând popasul duhovnicesc și cinstirea Sfintei Cuvioasei Parascheva, care este o protitoare a masa Moldovei, a întregii țării noastre, iată, poate și centenarul România 100, Sfânta Cuvioasă Parascheva ne-a ocrotit milenar și în istorie s-a scris foarte mult pentru ca noi să existăm astăzi și să ne rugăm Sfintei Cuvioasei Parascheva la Iași și la Roma și prefutite bisericile care poartă și care sunt sub omlătuirea Sfintei Cuvioasei Parascheva. Odată cu aceasta mulțumim Părintelui Protopop și împreună cu părinții care au adus acest dar minunat, atât în apă să ții vase, pentru că aveți o evlavie la Sfânta Cuvioasă Parascheva, cât și noi toți deopotrivă, clergi și popor, încât Hristosul care vom auzi va spune, va prezenta reperele istorice ale acestui eveniment. După care vom face procesiunea tradițională și în finală sfințirea acestei frumoase inițiative. Hristosul, din milostivirea Preasfintei Trăimii, împlinim anul acesta 610 ani de când s-a testat prin furii domnesc de la Alexandru cel Bun, taici, la confluența râului Moldova cu Siretul, în reședința țării de jos a Moldovei, la 16 septembrie 1408, s-au făcut danie Bisericii Sfânta Vine din Târgul Roman, două sate. La acea vreme, consfințind existența unei trăiri spirituale autentice în acest spațiu moldav, întemeiatu-se aici un scaunul plădicesc, al cărui erar au fost de-a lungul secolelor vrednici, slujitori și călăuzitori pentru neam, numărându-se în șirul celor peste 70 de episcopi și arhierei, sfinți, mărturisitori, cronicari, înnoitori de limbă și cultură, ctitori, cuvioși, evlavioși, înțelepți. Fiecare și-a adus obolul său la păstrarea valorilor spirituale autentice în Duhul Sfintelor Scripturii și al Părinților Bisericii, contribuind la transmiterea acestora către generațiile viitoare. În secolul al XV-lea, zidurile lăcașului sfânt aveau să fie risipite în urma trecerii nemiloase a vremii, a flăcărilor și cutremurului din 1471, astfel că domnul Moldovei Petru Rareș
avea să chitorească un alt edificiu spiritual pe temeliile celui vechi, închinat tot Sfintei Parascheva. La îndemnul smeritului episcop cronicar Macarii al Romanului, zugravii rânduiți să înfrumuseteze pereții Sfintei Catedrale, aveau să picteze viața celei mai îndrăgite sfinte din Moldova în mai multe registre, încununând lucrarea cu reprezentarea Sfintei Parascheva pe tron, purtând în mână crucea ca mărturie a unei vieți închinate lui Hristos și fiind încurunată de îngeri ca semn al desăvârșirii. Dau-sa astfel, mărturie de credință și dragostea ce o mărturiseau dintr-un început creștinii de pe aceste meleaguri pentru Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, încă înainte ca Sfintele ei moaște să fie aduse la Iași. Iar de atunci, cinstirea ei s-a făcut la Roman, an de an, de către ierarhi, cler și popor cu multă evlavie, fiecare purtându-și pașii în pelerinaj către Sfânta Catedrală a Romanului, închinându-se Sfintei sale icoane, rostind rugă de sănătate și ajutor în cele de trebuință vieții. Încă și Sfântul ierarh Nosoftei, iconarul de salvi, ce a păstorit la Roman și mai apoi ca mitropolit la Iași, mărturisea câtă cinste aducea cuvioasei Parascheva, din ale cărei moaște o părticică se afla în Sfântul Lăcaș, din urbea moșatina Romanului. Dintr-o palmă a Sfinției sale iasne la Sfânta Episcopie la Roman, o bucățea. Și am adeverit că am văzut de multe ori Sfintele moaște sărutându-le și slujind cu săvorul. Iar mai acum, în zilele noastre, noi, Ioachim din mila lui Dumnezeu, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, cinstind-o cu aceeași râvnă duhovnicească, am izvodit în versuri imna catistă închinat Sfintei. Am stăruit în cercetarea cronicilor și a documentelor pentru tocmirea unei lucrări complete despre cultul Sfintei Parascheva în Ortodoxie. Am rânduit a se ridica biserici, având o drept ocrotitoare. Am binecuvântat să-i fie zugrăvit chipul după icoana murală din Catedrala Arhiepiscopală. Având aprăznuit la Roman, în 14 octombrie, anul Mântuirii 2018, pe cea aleasă într-un sfinț și mult cinstită în popor și amintind de cei 610 ani de slujire neîntreruptă la altarul Sfintei noastre Catedrale, am așezat pe frontispiciul acesteia, la intrare, icoana în mozaica Sfintei Cuvioase Parascheva, realizată în atelierele domnului artist Virgil Moravă. Lucrarea s-a realizat cu sprijinul nostru, prin bunăvoința preoților din protopopia Promoinești, sub coordonarea preacucernicului părinte protopop Costel Mareș și cu efortul preacuviosului arhimandrit Andrei Ioniță, mare eclesiar al Catedralei Arhiepiscopale. La ceas de lumină lină, astăzi, 13 octombrie 2018, sfințim această lucrare înălțând rugă lui Dumnezeu, Cel ce se prea slăvește prin Sfinții Săi, de față fiind fler și credincioși din întreaga eparhie. Binecuvintează, Doamne, pe sfințiții slujitori, pe ctitori, pe donatori și pe toți evlavioșii închinători. Semnează înalt preasfântul Părinte Arhiepiscop Ioachim și părinții prezenți la acest moment. Hai. Așa, Doamne, Doamne,
facă. Asemănare de herubim din lemn și din aur și de lucru cu sur, care și acum chipurile și așet asemănările sfinților plăcuție, nu le lepezi, ci le primești, pentru ca robii de credincioși privind la ele să te preaslăvească pe tine, care i-ai preamărit și să se nevoiască a fi următori vieții și faptelor prin care aceia s-au învrednicit a dobândi harul tău și împărăția ta. Ție ne rugăm, caută, Doamne, și acum la această icoană a Sfintei Preacuvioase Maicii noastre, Parascheva, și cu binecuvântarea ta cea cerească, binecuvintează-o și sfințește-o. Și tuturor celor ce o vor cinsti, se vor închina și se vor ruga ție înaintea ei și vor chema în rugăciunea către tine pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, să le fii, Doamne, ascultător, milostiv și dătător darnic de tot binele, mântuindu-i de toată supărarea și nevoia și din toate durerile sufletești și trupești, învrednicindu-i harului și minei ce vor dori de la tine pentru rugăciune sfinte tale, Parascheva, mult folositoare. Că tu ești izvorul sfințirii și ție slavă înălțăm împreună și unuia născut fiului tău și preasfântului și bunului și de viață rugătorului tău Duh, totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului tău. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Fie, Doamne. Doamne Dumnezeul nostru, care zid pe om după chipul și asemănarea ta, iar prin neascultare celui de întrizitit, făcându-se stricăcios, l-ai roit, și prin întruparea Hristosului tău, cel ce a luat chip de rob și cu asemănare s-a făcut ca om și l-ai adus în întâia vrednicie între sfinții tăi, a căror închipuire cu evlavie cinstind, cinstim pe sfinții tăi, care sunt chipul și asemănarea ta, iar pe ei cinstindu-i, pe tine te cinstim și te slăvim ca pe chipul cel de întâi. Pentru aceasta te rugăm, trimite harul tău
și prin sropirea cu această apă sfințită, binecuvintează și sfințește icoana aceasta, așezată de noi aici în cinstea cuvioasei Maice noastre Parascheva mult folositoare. Și pe toți care vor cinsti acest chip și vor aduce ție rugăciurile lor înaintea lui, binecuvintează-i și învrednicește cu milostivirea ta afla har înaintea lui Dumnezeu. Cu harul și cu iubirea de oameni, le unăresc cu Fiul tău, care binecuvântat ești cu prea sfântul și bunul de viață, Făcătorul tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să Doamne, aminte. Se sfințește icoana aceasta, închinată Sfintei Curioase Maice noastre Parascheva, prin venirea asupra ei a preasfântului tău Duh și prin stropire cu această apă sfințită. În numele Tatălui, și a Fiului, și Duhului tău, și a Sfintei Cuvintează moștenirea ta, miruință binecredincioșilor creștini, asupra cerului potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! În al preasfinție Sfântului ne binecuvintează! Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii tale, ale Sfinților întru tot lăudaților apostoli, cu rugăciune Sfintei Cuvioase Maice noastre Parascheva, ocrotitoare ai Sfântului Locașului acestuia și a eparhiei noastre, ale Sfinților Dumnezeieștilor Părinții Joachim și Ana și Părintelor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Amin! În act preasfințitului Părintelui nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, dă-i, Doamne, viață lungă în pace cu sănătate, bună sporire în propovăduirea cuvântului Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos și în conducerea poporului celui binecredincios pe calea mântuirii și îl păsește într-o mulți ani. Mulți ani trăiască! Sfântă slujbă tuturor binecredincioșilor creștini, dăruiește-le, Doamne, sănătate, lungime de zile, bună sporire întru toate și îi păzește întru mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Domnule primar, domnule deputat și Dumnezeu care este prezent în seara aceasta în fiecare chip al nostru, care este chipul Hristos, zic eu, restaurat și înfrumusețat, în numele nostru al clerului și credincioșilor din eparhia noastră, dorim tuturor sănătate, bună sporire întru toate, mântuire,
izbăvire de necazuri, de tot felul de primejdii și să trăiți cu toții într-un mult și fericit an. Mulți ani trăiască tuturor! La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Să fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire. Să vă mulțumim.